Cum în București, dacă vă plimbați prin Cismigiu și vedeți un stol de păsări prădătoare, nu vă speriați. Nu e o scenă din Hitchcock, este un experiment românesc. Ulii și bufnițele sunt angajați de primărie să sperie ciorile și porumbeii care au terorizat bucureștenii. Păsările de pradă survolează deja parcul Cismigiu. Este soluția găsită de mai mari din primăria capitalei ca să scape de ciorile și porumbeii care fac mizerie și gălăgie în parc. Edilii spun că s-au inspirat de la străini. Au venit cu 6 exemplare de uliu Harris și un exemplar de bufniță în dimineața zilei de ieri pentru a aduce păsările răpitoare în mediul parcului Cismigiu. Este doar un experiment. Bineînțeles că aceasta este soluția naturală și pe care Londra, de exemplu, a pus-o în practică. Vor mai fi vizite ale acestor păsări. Păsările dresate vor fi aduse de o asociație. La început vor fi puse la treabă doar câteva ore pe zi, dar dacă sunt eficiente, ar putea fi angajate permanent. Tot proiectul va costa Primăria Capitalei 500.000 de lei. Ele nu vor omorî, nu vor ataca, ci doar prezența lor sperăm să sperie populația de porumbei și de ciori. Specialiștii nu sunt convinși că e cea mai bună soluție. Porumbeii sau Cismigiu, ca și în alte locuri, vin pentru că sunt hrăniți. Primesc mâncare pe la diferite persoane, inclusiv copii. Și copilul o să vadă momentul în care o pasăre răpitoare sare pe porumbelul respectiv. Nici oamenii nu sunt prea încântați. Îi de trăznită păsările alea răpitoare. Alarmga pentru o perioadă păsările de aici din parc, le-ar duce în alt parc, în alte zone ale Bucureștiului, unde vor face la fel mizerie. E dramatic așa, nu? Ideea este să facă ceva cu ele, să le înlăture, probabil senzor sau cu totul altceva, dar nu și alte animale, alte păsări peste. Probabil că vor lua locul porumbeilor și vor rămâne ele și vor prădui toate zburătoarele. Capitala nu este singurul oraș care se luptă cu ciorile. În Târgu Jiu, autoritățile au început să le dea jos cuiburile din copaci pentru a le deruta, iar în Cluj-Napoca, primăria a cumpărat aparate cu ultrasunete pentru a alunga păsările. În niciunul dintre cazuri, soluțiile găsite de edili nu au dat rezultate.